Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT, sunt Cristi Dorombach. Astăzi este cea mai așteptată zi din an. Magazinele online oferă reduceri în campania numită Black Friday, iar toată lumea accesează site-urile ca să cumpere la cele mai mici prețuri cele mai noi produse și tehnologii. Dacă ne uităm la conceptul de reduceri, vedem că în anul acesta, în China, deja s-au depășit toate recordurile de vânzări. Principalul magazin online de acolo având vânzări de zeci de miliarde de dolari, chiar în prima zi a lansării reducerilor. Și mai aproape de noi, magazinele din România s-au pregătit cu oferte pentru clienții lor, iar aceștia se bazează în acest an pe că utilizatorii vor folosi telefoanele mobile pentru a face cumpărături. Cifrele de trafic anunță că peste 60% din clienți vor folosi un telefon mobil ca să cumpere produse în ziua reducerilor. Iar Black Friday este o oportunitate de a schimba tehnologiile din casă sau de a le înnoi. Vom vedea astfel vânzări de telefoane noi, de televizoare și alte electrocasnice care ne vor face viața mai ușoară. Și în Moldova, magazinele online au venit cu oferte așa încât spor la cumpărături. Tesla va lansa primul camion electric și deși încă are probleme cu producerea mașinilor sale electrice, Tesla, cel mai recent model, întârzie să apară pe piață, divizia sa de camioane se pregătește pentru lansarea primului camion electric complet autonom. Acest camion vine ca orice alt camion, putând avea o încărcătură mare de transportat, iar distanța pe care poate merge pe baterie este de aproximativ 500 de kilometri. Acest camion este anunțat că va avea capacitatea de a se conduce independent, iar probabil în curând vom putea vedea pe șosele camioane care nu vor mai avea nevoie de șoferi pentru a transporta marfa, ci vor merge singure dintr-un loc în altul. Bine, mai este mult până atunci, dar acum viața șoferului de camion va deveni puțin mai ușoară și mai puțin poluantă. O nouă dezbatere a început pe internet și potrivit acesteia, oamenii încep să vadă părți de tehnologie în picturi vechi. Această pictură, de exemplu, este dovada clară a faptului că percepem lucrurile în funcție de contextul tehnologic actual. Tânăra din tablou seamănă foarte mult cu o femeie de astăzi care se uită la smartphone în timp ce merge pe stradă. Iar acesta nu este singurul caz. Într-o pictură de Rembrandt, care este numită Un bărbat îi dă o scrisoare unei femei într-un salon și care a fost terminată în anul 1670, oamenii de astăzi văd de fapt că bărbatul îl ține în mână un telefon mobil. În schimb, și un detaliu dintr-o statuie din lumea antică ne poate face să ne gândim că ar fi posibilă călătoria în timp. În mâinile unei femei apare ceea ce ar putea fi numit un laptop. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.